Această rubrică vă este oferită de Sanador. Sunteți cu Digimatina, doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct. Infecțiile urinare netratate pot afecta rinichii. Ele sunt declanșate de acțiunea unei bacterii asupra tractului urinar, iar tratamentul trebuie stabilit de medic. Cum se tratează corect infecțiile urinare, ce este mit și ce este adevăr în aceste afecțiuni, ne explică doctorul Andrei Rogoz, medic specialist boli infecțioase. Bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Bună dimineața. Urocultura pozitivă înseamnă infecție, este adevărat? Nu este adevărat. Sau chiar două pozitive la o persoană care nu prezintă alte semne sau simptome de infecție urinară nu constituie o infecție. Se cheamă bacteriurie asimptomatică și nu are indicație de tratament practic cu excepția a două situații. Gravidele și persoanele care urmează să fie supuse unor intervenții urologice. Ceea ce complică un pic situația e faptul că urocultura e una dintre analizele de laborator cel mai des solicitate, din păcate, alături de exudatul nazal, în exces, inutil. Pentru că se solicită unor persoane la care te aștepți să ai un rezultat pozitiv, cum sunt purtătorii cronici de sonde urinare, sau persoane la care un rezultat pozitiv nu reprezintă o surpriză. Femei în vârstă, peste 75 de ani, persoane diabetice, persoane din cămine sau azile de bătrâni. Și, cum spuneam, rezultatul în sine nu reprezintă o infecție. Cu toate acestea, o urocultură pozitivă conduce de multe ori la o recomandare excesivă, abuzivă de tratament antibiotic. Când trebuie tratat acest tratament cu antibiotic? În ce cazuri? Pe lângă rezultatul pozitiv al urocultorii, e nevoie de prezența 1-2 semne de infecție urinară, respectiv usturime, frecvență crescută la urinat, senzație imperioasă de urinare, durere suprapubiană. Chiar și atunci sunt situații în care aceste semne nu constituie dovada unei infecții urinare. Există analize pe care le putem obține foarte rapid, în câteva minute, care identifică prezența unor marcări de infecție urinară, cum sunt nitriții sau esteraza leucocitară în urină. În așteptarea unei urocultori, putem astfel să luăm o decizie de inițiere de tratament antibiotic. Domnule doctor, antibioticele cu spectru larg sunt mai bune, este mit sau adevăr? E un mit și care nu privește doar infecțiile urinare, privește toate majoritatea bolilor infecțioase. Sunt foarte rare situațiile în care inițierea unui tratament cu un spectru foarte larg sau unei combinații de antibiotice se impune într-o infecție urinară. E vorba de infecții severe, de sepsisuri, de infecții în cadrul cărora o persoană se poate degrada de la o oră la alta. Ori asta, pentru marea majoritate a infecțiilor urinare, nu e valabil. Când ne referim la cistite, antibiotice mai vechi, cu spectru îngust, cum sunt nitrofurantoinul sau fosfomicina sau fostubiseptol, sunt nu numai mai eficace, dar au și un profil de siguranță, riscuri mult mai mici de reacții adverse decât antibiotice cu spectru larg. Cu cât tratamentul antibiotic este mai lung, cu atât mai bine, e adevărat? Nu, și aceasta e o altă eroare. Nu e nimic științific în spatele recomandărilor clasice de tratament de o săptămână, două săptămâni și așa mai departe. Multe studii recente, ale căror rezultate sunt deja incluse în ghiduri internaționale, au dovedit că durate mult mai scurte de tratament decât cele clasic sau istoric recomandate sunt la fel de eficace. Am mai dat exemplu infecțiilor urinare joase ale cistitelor. O durată de tratament de 3 sau de 5 zile e la fel de bună ca o durată de 7 zile. Și chiar pentru unele infecții de tract urinar superior, pironefrite, tratamente de 7 sau de 10 zile au aceleași rezultate ca unul de 14 zile. Și, cum spuneam, cu reacții adverse secundare mult mai puține. Infecția urinară, domnule doctor, este o afecțiune întâlnită în cadrul ambelor sexe. Unde este incidența mai mare? Este întâlnită în cazul ambelor sexe, dar este mult mai mare la femei și mai ales după o anumită vârstă. Sunt condiții anatomice care pretează la așa ceva. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru aceste informații aduse la Digi Matinal. Vă dorim o zi frumoasă. Mulțumesc! Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.